Luis, golul carierei! Da, golul carierei mele. Sunt fericit că am reușit să aduc titlul la Constanța și la cum am jucat trebuia să vină titlul, n-avea cum să nu, să nu vin acasă, să zic așa. Ai strigat spre Denis. Da, știu că a suferit foarte mult Denis, că n-a putut să joace meciul ăsta și i-am dedicat golul. Atmosferă senzațională! Vă dați seama, mergem să petrecem acum! Cum e să fii campionul României cu o etapă înainte de final? Este o mândrie, înseamnă că am făcut o... am făcut un campionat foarte bun și suntem fericiți pentru asta și suntem mândri de tot ce am realizat. Ați crezut în șansa voastră la 0-2? Normal, de ce nu? Cu fanii și la cum am jucat, eu zic că meritam. Ne-au dat două goluri din nimic, să zic așa. Atmosfera din tribună? Incendiar, n-am cuvinte. Ai emoții acum, la festivitate, înainte? Da, emoții sunt, da, dar așa cum am mai spus, suntem foarte, foarte, foarte fericiți. Se anunță o noapte incendiară la Constanța. Da, eu zic că merităm și cu siguranță o să fie incendiară. Ce îți dorești în continuare? Vreau să câștig cât mai multe titluri, pentru că de când sunt mic, să zic așa, și când eram aici la junior, am reușit să câștig foarte multe titluri și în, cam în fiecare finală am reușit să contribui și sunt fericit că am reușit și în seara asta să aduc un titlu foarte important pentru Constanța. Ai continua la Farul, dacă e posibil? Vedem, nu știu, eu nu știu nimic, depinde și de Fiorentina aici.